o carte realizată de Sorin Robu, intitulată Aspecte generale cu privire la administrația publică în perioada pandemiei. Dar întâlnirea de astăzi, de fapt, are în centru atenției un om. Un om care are un destin particular, care a făcut mult mai multe decât a făcut noi toți cei prezenți aici. Dumnealui a trăit 10 ani în străinătate, s-a reinventat, a învățat limba italiană, a învățat să muncească, s-a integrat în regiunea Perugia, în provincia Perugia, unde a actualizat în jurul dumnealui 4.000 de români. Acolo a învățat să fie mai patriot decât în țară. A spus că nu se va întoarce. Dar, în anul 2016, s-a întors în România. Academicianul Sorin Comorșan spunea că lumea s-ar prăbuși dacă ar fi perfectă și că trebuie să aibă neapărat un defect. Defectul zilei de astăzi este că doamna care trebuia să vină să facă recenzia acestei cărți nu a venit. Și defectul acestei zile sunt eu, fiind specializată în literatură, da? Ca să zicem așa. Atunci, fiind eu specializată în această latură sentimentală a literaturii și cunoscându-l pe domnul din anul 2014, printr-o întâmplare, când eu încercam să realizez a doua ediție a cărții Rădăuțul Centrul Lumii, realizând un interviu cu domnia lui, cu domnia sa, și înțelegându-i viața, înțelegând resorturile care l-au trimis în acea lume în care românii încearcă să se identifice, încearcă să supraviețuiască, să își găsească un rost. Atunci mi-am dat seama că trebuie să mă închin în fața acestui om pe care poate că nu-l voi cunoaște niciodată. Pentru mine a devenit de atunci un personaj de roman și a devenit un învingător. Un învingător. Pentru că dumnealui a demonstrat că acolo unde a trăit a făcut cinste rădăuțenilor, a făcut cinste românilor și dumnealui s-a întors aici și iată că ne dăruiește această carte, ceea ce demonstrează că omul întotdeauna sfințește locul. Dumnealui a plecat de acolo, a venit aici și demonstrează că este făcut pentru a realiza ceva. Această carte este realizată la inițiativa doamnei Loredana, sau cu sprijinul doamnei Loredana Telec. Am și eu emoție din cauza că îmi transmite domnul Robu emoția, pentru că dumnealui este un sentimental, trăind într-o viață, fiind încercat. Dumnealui are o experiență mult mai fabuloasă decât o avem noi, pentru că dumnealui a învățat să supraviețuiască. Și mă înclin în fața dumnealui, mă înclin pentru viața pe care a realizat-o și mă înclin care a reușit să-și ducă la capăt, să-și împlinească acest vis și că ne dăruiește această carte și că ne frumusețează viața, pentru că eu spun în fiecare zi ceea ce dumneavoastră de fapt știți, că fiecare zi este irepetabilă și fiecare lucru, fiecare zi are ceva frumos. Chiar dacă noi nu conștientizăm frumosul în momentul pe care îl trăim, iată că la sfârșitul zilei conștientizăm că frumosul s-a petrecut în viața noastră. Și frumosul petrecut în viața noastră de astăzi este domnul Sorin Robu. Cu această carte, domnul Sorin Robu s-a născut în anul 1982, apoi în 1980. Când ați mutat în Bucovina? În 83. Deci imediat părinții v-au mutat. Familia este aici, în sală, și eu pot să vă spun că sunteți fericit că la lansarea cărții dumneavoastră este tatăl dumneavoastră. Dumneavoastră sunteți un copil, copilul care are un tată, ce este alături. Vă felicităm că sunteți aici și ne bucurăm. În spate este și unchiul domnului Robu și distinsa dumnealui soție, cu era copilul pe undeva pe aici. Eu nu mai văd. Da. Este o
salut familia Hâș, salut de altfel prezența dumneavoastră aici, pentru că întotdeauna mi-am spus și repet, este ignobil ca la o manifestare să nu saluți absolut pe toți cei prezenți. Îl salut pe domnul primar, vă salut domnule secretar și mulțumesc pentru prezență, domnul Jicu, domnul Adige, alo, vă mulțumesc. Iar nu știu cum întreg, Tiberiu Leșanu, domnule viceprimar, încă o dată vă mulțumesc. Doamna Cristina Cramaliu, vicepreședinta Asociației Răduțul Civic, domnul Otavian Ciobâcă și, de ce nu, pe prietenul nostru Corneliu Cârdeiu și nu în cele din urmă pe domnul distinsul primar Bogdan Lovin. De ce să nu avem în vedere că alături de noi se află custodele sării Aurita Apostolache și cu doamna Miriam Apostolache. Domnule primar, vă rog să ne spuneți câteva cuvinte la acest superb eveniment. Mulțumesc, în primul rând să-l felicit pe Sorin. De ce am venit astăzi? Pentru că întotdeauna ne vom găsi sau nu ne vom găsi timp pentru astfel de evenimente. Unii le consideră mai importante, unii le iau un serios, unii nu, pentru că, din păcate, nivelul culturii la noi în zonă cam aici este. Pentru că am observat foarte bine acest fenomen. Am venit pentru că mă asemăn într-o anumită măsură cu Sorin și o spun pentru că amândoi am fost consilieri locali, am fost viceprimar și amândoi în momentul când am părăsit scena politică ne-am întors frumos la muncă, în salopetă, la muncă, alături de oameni simpli și ne-am dus viața așa cum am știut noi. Greu, ușor, știu unii, nu știu, asta mai puțin contează, dar important este și întotdeauna voi aprecia oamenii care renas din propria cenușă. Este impresionant cum Sorin, după munca care o face, că știu foarte bine cât de mult muncește, a avut timp și și-a dedicat timpul pentru a putea scrie și o carte. Eu nu pot să fac decât să-l felicit încă o dată, să-i salut și pe toți cei care sunt alături zi de zi, pentru că, după cum știm cu toți, aici se va termina la un autograf și tot la piața lui se întoarce. Și să-i promit că voi urmări foarte de aproape activitatea lui și vă sprijini cu ce voi putea eu. Mulțumesc mult! Mulțumesc și eu! Domnul Sorin Robu, cartea domniei sale, că perioada pandemiei provocată de virusul SARS-CoV-2 este una neagră în istoria umanității. Izolarea față de semeni, adaptarea la mediul online, criza economică și medicală survenită constituie puncte de reflexie pentru fiecare dintre noi. Cât de greu a fost în anul 2020? Este surprinzător modul în care dumnealui analizează aceste aspecte cu privire la administrația publică în perioada pandemiei. Așa că voi trece la următorul nostru domnul George Olai, care ne va spune câteva cuvinte despre greutatea acestei perioade și despre... George Olai, dar n-am venit în calitate de edil al unei localități, în calitate de prieten al domnului Sorin, domnule primar, domnule vice, domnule director, domnule secretar, stimați invitați. Îl cunosc pe domnul Sorin de vreo 5 ani, în 2016, un om implicat, un om deosebit, așa cum se și vede și cum a fost prezentat, ceea ce este și corect. În titlul cărții, la bază, nu știam că doamna este profesor de... Nu, eu sunt moderator. Nu, la tine ceva de litere. Specializat moderator. Așa, eu... La o bază sunt profesor de limba și literatura română, până acum un an de zile, când cetățenii au făcut o alegere bună, zic eu. Pandemia ne-a afectat, cum spune și titlul, aspecte generale cu privire la administrația publică în perioada pandemiei. Nu a afectat doar administrația publică. Noi, pentru toți, noi am avut caz de COVID în primărie și
cred că toate primările au avut cazuri și a fost dificil pentru noi, dar vreau să vă asigur și sunt sigur că și domnul primar de față este în asentimentul nou, în asentimentul meu, angajații primăriei, oamenii de administrație, sunt oameni foarte implicați, dar foarte implicați și foarte corecți în ceea ce privește meseria. Pentru că a fost dificil. Primăria închisă, nu intrau cetățenii și să știți, chimia cu cetățeanul este foarte importantă. Omul vrea să vadă angajatul primăriei, vrea să discute cu el, vrea să îl privească în loc, ceea ce a fost mai dificil. Dar, datorită angajaților din toate primăriile, eu vorbesc în cazul primăriei dintre toții, dar sunt sigur că și aici în toate primăriile, și-au făcut datoria. Pandemia m-a prins pe mine într-o perioadă în care eram cadru didactic. Nu vă imaginați ce greu este să predai limba și literatura română fără să-ți vezi elevul. Stăteam pe Zoom, aveau toți tablete, n-aveau toți internet, deci a fost dificil. Când am venit la primărie, la fel, omul vrea să te vadă. Dificil. Să sperăm că într-un viitor foarte apropiat, acel moment negru din istoria omenirii va trece și vom zâmbi. Dar vom învăța o lecție. Lecția că noi trebuie să comunicăm. Noi trebuie să ne privim. Noi suntem ființe sociale și atunci vom aprecia mai mult momentul de a sta fizic lângă cineva drag sau, de ce nu, lângă oameni. Pentru că toți oamenii ne sunt dragi. Felicitări, domnule Sorin, și vă mulțumesc! A intrat în Consiliul Local în mandatul anterior. Un om implicat, așa cum se vede și prin cartea scrisă, dar și ca și consilier, aplicat pe probleme, nu exista ședință la care să nu se vadă că a citit mapa de ședință, știa despre ce este vorba, cu întrebări puse sau amendamente. Ulterior, student fiind în administrație, la fel am continuat colaborarea pe diverse probleme de practică administrativă. Ce mă bucură citind cartea este că a rămas cu o imagine bună nu numai despre partea de administrație locală a aleșilor locali, unde a activat, ci și a funcționarilor publici. Se desprinde de aici un respect pentru funcționar și nu numai dumnealui. Din chestionarul microcercetarea făcută rezultă că totuși funcționarii publici sunt apreciați, ceea ce mă bucură. Că, într-adevăr, noi ne dăm toată silința să ne respectăm acel jurământ, să luptăm pentru și să ne punem tot efortul pentru binele comunității. O lucrare fundamentată, prima parte foarte teoretizată, se vede că ați studiat și ați scris mult. Vă felicit, domnul consilier, și mult succes în continuare în tot ce vă doriți. Sigur o să reușiți. Mulțumesc, asemenea. Mulțumim mult! Educația, administrația, medicina au avut de suferit și nu numai. Fiecare persoană a resimțit această criză la nivel personal, familial sau la nivel profesional. Personalul activ de pe piața muncii a trebuit să se adapteze rapid la noile condiții. Situația este cu atât mai problematică, cu atât în momentul de față nu putem ști cu certitudine dacă pericolul a trecut. Nu putem ști dacă pericolul a trecut și dacă noi, peste o lună, vom mai putea să ne întâlnim la o lansare de carte. Iată de ce trebuie să fim cu prisosință fericiți. Îl invit pe domnul Tiberiu de șans să ne spună că ar fi de. Felicitări, Sorin! Că deduce momentul acesta să ne vedem împreună. Să nu mai stăm cu ochii în laptop, să nu mai stăm cu ochii pe WhatsApp, pe Facebook. Noi aveam convorbiri de ore în șir seara,
ne cunoaștem de 7-8 ani de zile, ne-am cunoscut tot prin mediul politic, dar are importanță. Și auzeam acum cum domnul primar spunea cât de greu este să nu fii față în față cu funcționarul public. Eu vin de la Ostra, de departe, de la Munte, de acolo. E frig la noi. Și fiind un pregătit în domeniul IT, am sprijinit foarte multe persoane din acea zonă pe perioada raportărilor, documentelor către APIA sau către alte instituții, pentru a le ușura, pentru că săracii nu toți cunosc această structură informatică. Și am ajutat. Întotdeauna ei au văzut instituțiile publice și administrația publică ca o scenetă. Aici fiind actorii și aici spectatorii. Când au dispărut actorii, spectatorii au înnebunit. Și iată că este greu. Dar ne vin de multe ori idei în cap. Dom'le, ce-a făcut primarul ăla? M-am dus, am pornit de la coartă, am pornit, nu m-a lăsat să intru în primărie, nu m-a lăsat să vorbesc cu cutare, nu m-a lăsat, m-a trimis, du-te pe internet, du-te în mediul online. Este greu. De aceea trebuie să-i credem de multe ori și pe ei. Pentru că nu sunt ei de vină. Și vă spun că se produce un fenomen greu de înțeles, atât pierderea credibilității asupra funcționarilor publici, și acum pierderea credibilităților persoanelor de știință, a medicilor, al cercetătorilor sau, așa cum auzim, a specialiștilor. Totuși trebuie să le dăm credibilitate și să înțelegem mai mult. Îl felicit pe Sorin și vreau să fac un apel către funcționarii publici să considere această cărticică ca un mini-manual. Felicitări să rămână! Acum, după 10 ani, pot spune că sunt mai patriot decât înainte. Particip la tot felul de forumuri, evenimente sportive, culturale, alături de alți tineri români. Mărturisea dumnealui în interviul din anul 2014. Iată cât dedicare și cât credință în lumea românească avea și are dumnealui. Îl invit pe domnul profesor Marius Brijin, cu să ne spună ceva. Bună ziua, domnule primar, domnule viceprimar, Sorin, felicitări, domnule primar. Aș vrea să vă spun că îl cunosc pe Sorin din totdeauna. De ce vă spun lucrul acesta? Pentru că am comunicat foarte mult, nu doar în ultima perioadă și înainte. Cunosc pe Sorin de asemenea din mediul online, un tânăr implicat, un tânăr dorința de a se întoarce acasă și iată că a făcut-o. Această carte, Aspecte generale cu privire la administrația publică în perioada pandemiei, consider eu că poate constitui o rampă de lansare în ceea ce privește comunicarea. Pentru că, am mai spus, o comunicare este cheia existenței și consider eu că această parte a comunicării, atât în mediul online, atât în presa scrisă, atât comunicarea cu rădăuțeni în cazul nostru și nu numai, este foarte, foarte important. Sorin s-a referit strict la partea, și bineînțeles că încă, după cum bine puteți vedea, nu am scăpat de această perioadă sumbră pentru noi. Însă am apreciat foarte mult modul de a pune problema în ceea ce privește comunicarea angajatului cu rădăuțeanul, da? Și consider eu că prin acest studiu realizat de domnul Rogu, cum spunea și domnul Tiberiu, este doar o mică părticică, da, în ceea ce ar trebui
reprezentanții autorităților locale să știe pe viitor. Apreciez activitatea primăriei, activitatea tuturor unităților, da? Unităților primăriei, să spun așa, s-au descurcat, consider eu, foarte, foarte bine. Sunt un fiind urmăritor al site-ului primăriei și nu numai. Și consider că au avut un aport foarte important în ceea ce privește comunicarea la nivelul municipiului Brădăuți, să spun așa. Felicitări, Sorin, pentru lucrarea realizată. Felicitări autorități locale pentru modul în care colaborați cu rădăuțenii, atât prin internet, prin site sau prin presa scrisă. Și sunt convins că reprezentanții primăriei vor duce mesajul mai departe, da? Și dacă va fi cazul, eu știu, se vor mai produce și alte schimbări, da? Felicitări, Sorin! Sănătate! Domnul Sorin Rogul a fost consilier pe listele Partidului Italia de Valori. Ia uitați-vă cum sună când spui treaba asta. Consilier pe listele Partidului Italia de Valori. Stă 10 ani în Italia. Ce experiență fabuloasă! E suficient cât să trăiești în România în 100 de ani. Permiteți-mi să vă felicit pentru această reușită. Dumneavoastră aveți 40 de ani, reușiți să parcurgeți aceste etape până la vârsta de 40 de ani. Și permiteți-mi să vă rog să ne spuneți câteva cuvinte despre această lucrare a mea pe care ați realizat. Vă mulțumesc tuturor că sunteți de alături de mine. În mare parte s-a spus o parte din lucrare, ceea ce nu s-a spus, o spun eu acum. În această carte am introdus și eu o părticică, jumate de fapt de carte. Este o lucrarea mea de licență de la Universitatea Ștefan cel Mare, unde am absolvit administrația publică. Microcercetarea a fost făcută de asemenea în lucrarea respectivă, la care am adăugat partea de etică, morală, în ceea ce privește funcționarul public din cadrul primăriei Rădăuți. Au fost pe scopul microcercetării, mă scuzați că am și emoții, nu sunt obișnuit cu spiciurile. Scopul microcercetării a fost acela de a observa dacă funcționarii publici și-au făcut datoria față de cetățeni. În mare parte, după cum ați observat, răspunsurile cetățenilor au fost peste 50%, adică au fost pozitive. Cu siguranță și funcționarul public a fost pus într-o ipostază în care și-a riscat viața, să spunem așa, pentru că având contact direct cu persoanele, vă dați seama că nu știm dacă suntem infectați sau nu. Virusul este transmis de la om la om, deci și-au pus și viața în pericol. Ce aș vrea să mai relatez este că cartea a fost făcută și cu sprijinul doamnei Euterică Loredana, care, din păcate, nu a putut ajunge, că a intrat într-o ședință pe Zoom, care ea trebuia să prezinte, de fapt, cartea. Așa am devenit eu, de fapt. Așa, doamna Mălina i-a luat rolul. Aveți și rolul de moderator. Și vă mulțumesc tare mult pentru acest lucru. Dacă domnul viceprimar Țarevici dorește să ne spună câteva cuvinte, noi îl rugăm foarte mult. L-am cunosc de 3 ani, pe domnul Locu, numai cuvinte de laudă în adresa lui. Am fost colegi, am cunosc de foarte mult timp, dar în acest scurt timp am numai cuvinte de laudă în adresa lui. Felicitări! Mulțumesc, domnul viceprimar! În calitatea mea de locțitor al președintelui biroului electoral de circunscripție, atunci când dumneavoastră a candidat la funcția pentru primar. Mă aflu aici în calitate de
atunci recunosc. Camera deputaților l-am atunci. Nu la primar, la primar era domnul Nicolau. Erau atât de mulți primari, că nu aveam nici București, eu am fost peste 300 de lege primari. Au trecut și vreo 7-8 ani de atunci, așa că îmi cer scuze pentru eroare. Oricum, mi-a făcut plăcere să vă cunosc și atunci și am smat aici în calitate de iubitor de carte. Am un deosebit respect pentru persoanele care își asumă o astfel de responsabilitate. Mie mi se pare o responsabilitate enormă să scrii, pentru că acest lucru te pune în fața unui public larg, care poate să-ți aducă ori elogii, ori critici. Vă felicit foarte mult pentru acest lucru, iar în calitatea mea de vicepreședinte al Rădăuzului Civic, vreau să vă spun că ne bucurăm că sunt tineri care scriu. Noi ne propunem să facem o bibliotecă a scriitorilor bucovineni, sau nu neapărat bucovineni, dar care s-au strămutat aici. Vă rugăm să nu luați rolul societății de cultură. Nu, categoric, nu. Vrem să colaborăm cu societatea pentru cultură și ne bucurăm că sunt și tineri care au astfel de inițiativă și au asemenea proiecte și vă așteptăm și cu să veniți și la noi, la Rădăuzul Civic, și să discutați cu tinerii, să le explicați cum funcționează administrația publică și ceea ce ați realizat dumneavoastră în carte. Mulțumesc mult! Să le mulțumesc și părinților mei, soției mele care a fost alături de mine, tuturor celor cunoscuți, prietenilor de familie, sunt prezenți aici în sală. Dacă mai dorește cineva să spună câteva cuvinte, domnul profesor Ciobâncă, vă rugăm. Am auzit în orașul din Tusilii spre o carte și am cerut de la cineva ca să umblă și eu nu știam despre cine e vorba, nu-l cunoșteam. Am mai răsfoit și am întrebat pe Marina și dar eu o prezint acum. Păi dacă o prezint, să-l sun și l-am sunat. Dacă eu nu știam, poate un mediu familial, poate e, așa. Mi-a spus să vă prezint. Ca omul care îmi scrie vreo 30 de cărți, este extraordinar. Cât de mult efort trebuie să înțeleagă numai cei care au scris în cărți. Câte acte, legi, etică, cerințe, toate acestea sunt extraordinar de frumoase. Dar eu le-aș spune că trebuie încheiat un capitol în nouă ediție, bun simț al funcționarului. Eu, făcându-mă port vocea celor care au fost nemulțumiți de activitățile desfășurate în trecut, unii dă-i nu și în prezent. Am scris o carte, care acum o reeditez și eu dau și nouă colegul de acolo, Durerile Rădăuzene. Dar asta o să o lansăm în alt context. Așa, dar asta noi o lansăm în alt context. În altă parte. Deci mai sunt încă multe aspecte care partea teoretică este deosebit de plăcută. E frumos de bine toți. Dar când se confruntă secretarul, primarul, vicele, funcționarul și așa mai departe, direct cu omul sau grupul de oameni, atunci apar alte probleme. Și sfera acestor probleme am să o prezint într-o carte, în carte este la ediție revăzută, când am să ne invit și eu, domnul primar, așa, să le știi și... Pardon. Ca să ne cunoască mai bine. Mulțumim foarte mult, mulțumim și eu îți dau cartea, dragul meu, nu pot să-ți mulțumesc, dar și eu pot să-ți mulțumesc. Nu știu, domnul Arhidea, vreau să spun cu familie. Mai avem un vorbitor, mai avem un vizitant vorbitor, vă rog. Da, dați-mi voie în primul rând să felicit domnul Sorin Robo. L-am cunoscut în Consiliul Local, în mandatul trecut. Țin să-l felicit pentru această carte, știu ce înseamnă acest lucru. De-a lungul timpului am scris și eu câteva articole legate de geografia județului Suceava. Știu ce înseamnă acest lucru, însă, din păcate, datorită lipsei de timp, nu am reușit să
astfel de carte, deși mi-am propus într-un moment dat să analizez evoluția numerică a populației din județul Suceava din 1989 până în prezent, în toate cele 114 localități din județul Suceava. Sper că într-un moment dat să ajung și eu să transcriu toate aceste lucruri ca o statistică și o analiză a evoluției numerice a populației din județul Suceava. Încă o dată, sincere felicitări. Știu ce înseamnă acest lucru. Am zis mai devreme că am și eu câteva articole scrise. Felicitări, dar în același timp am fost extrem de atent. Fiecare dintre activi vorbitorii mei ce au zis și mi-a venit o idee că la nivel de municipiul Rădăuți ar fi o idee să facem un parteneriat și să scriem o altă carte, managementul deșeurilor din municipiul Rădăuți și ce înseamnă selecția deșeurilor și așa mai departe. Sincer, felicitări și sper ca pe viitor să avem o colaborare. Mulțumim, domnule primar, domnule viceprimar, domnilor, domnule secretar, domnilor și doamnelor distinși și invitați. Vă mulțumim pentru că ați aflat în acest cadru minunat în care ne veghează picturile, pictorul nostru care a fost olat în acest cadru superb, în această toamnă nebună și speriată de virusul despre care tocmai a scris prietenul nostru, Sorin Rob. Vă mulțumim și vă invităm la o